Bogdan Rosu este cotat la 500.000 de euro potrivit site-urilor de specialitate și nu a avut o carieră atât de lungă în primul eșalon al fotbalului românesc precum a avut-o în ligile secunde. Atacantul în vârstă de 32 de ani tocmai a părăsit-o pe CS Mioveni, unde se afla încă din octombrie 2020. A reușit în 66 de apariții pentru argeșeni să înscrie 20 de goluri și să ofere 4 pase decisive. În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, FC Brăila și SC Bacău ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov în locul unde s-a născut. Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub Tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava. A fost transferat la FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul sub împrumut. De la Sibieni, Dunărea Călăraș l-a preluat ca în 2020 CS Mioveni să-l agațe și să-l transfere la FCSB chiar astăzi. Cea mai mare victorie pe care fotbalistul a înregistrat-o a fost meciul lui FC Brașov din 25 noiembrie 2015 împotriva Metalului Reșița. Gruparea de sub Tâmpa se afla în acel moment pe a 5-a poziție în Liga 2, Seria 2, iar bănățenii ocupau al 13-lea loc în clasament. Brașovul, cu Adrian Sabou pe banca tehnică, a reușit să se impună cu 11-2, devenind cea mai tare victorie din cariera lui Bogdan Rosu. Atacantul și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două rânduri în minutul 20, când scorul era deja 2-0 și în minutul 53, imediat după startul reprizei secunde. Cu toate acestea, Rusu a mai participat odată într-o reușită de calibru respectiv pe vremea când evolua la Petrolul Ploiești. Fotbalistul, care nu a fost selecționat niciodată la echipa națională, dar a ajuns la FCSB, a învins-o pe fosta sa echipă Unirea Brăila cu 9-1 în fața 1500 de suporteri. Fotbalistul a reușit în 27 de partide disputate în tricoul lui CS Mioveni să înscrie 9 goluri și să ofere 2 asisturi în primul eșalon și în Cupa României.